Bine v-am găsit la All Vorbe, singurul podcast despre jocuri care încă mai există. Podcastul sau jocurile? Jocul de video va exista tot timpul și când, când, va muri universul o să fie un joc video undeva acolo. Cineva o să facă un, un joc pe itch.io al cosmosului cu uh, cum era înainte să moară ultima stea. Din semnale radio, <laughs> din background radiation de da, 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 da. Vai doamne, apropo de sfârșitul universului, era un episod de Doctor Who, de pe vremea în care am uitam eu la Doctor Who și era, erau efectiv la o bază, stație spațială lângă un white, lângă un brown dwarf la final universului când se stingeau toate stelele și era, era imaginea asta de everything is dying and this is the last place there's life in the universe. Este, nu știu, ai tot citit de fapt Douglas Adams Hitchhiker-ul, nu? Uh, am citit Guide, vol. da. da. da Volumul 2 este The Restaurant at the End of the Universe. Și când citești, nu se referă că este în capătul fizic al universului, nu, este la finalul temporal al universului. Lumea merge să mănânce, să se uite la univers cum moare și după ce se întorc în timpul lor. Da, da. E un, un, un loc, un punct turistic în timp. Da, Da, da. da. E foarte fain. Și acolo, acolo se joacă nu, jocuri. Sunt sigur Cred că acolo am se, se de se la simt? ce se joacă. Acolo se joacă, se joacă un arcade cinstit acolo, un cabinet undeva. Uh, în -un colț. Gamma Rayman. Da. si um, uh, e și Shin Man Sensei să se joace. Până atunci se va fi inventat și în Mega Man Sensei. O să termine cineva un joc persoana până la finalul universului. <laughs> Toți ăștia acum care se laudă pe Twitter mint. Nimeni n-a terminat niciun persoana până Cineva acuma. o să termine un joc persoana până atunci. Amazing. That's, that's a bold, uh, a bold uh, cum spune, prediction. Nu <laughs> te <De> cred. <laughs> foarte fine, foarte fine. Dar da, este această idee că stai lângă ultima stea care mai există și uh, după aia totul se termină, gata. Pup, it's done. wish that Ascultam înainte de, de podcast... Uh, cu mult înainte, pe la 7 după masa, ascultam radio frequencies de la, de la pulsari mă fascinează sunetul pe care îl scot. Vai, o să se puce iară de, da. de Signal Simulator. Da. da, da este, cine nu știe, anumite stele de o energie foarte, foarte puternică, de obicei cu materie densă, cor de stea care au explodat și a rămas intact corul, emit frecvențe radio pe care telescopurile noastre, cele mai puternice, le, le prind. Și uh, acea frecvență radio e o, ca și un, un spike în nimic și se aude un ceva de genul ăsta Bine, e in interpretarea audio A frecvenței respective E o adică, interpretare audio da. Efectiv, dacă, dacă you turn on your radio telescope a, Aia vine a, prin okay, radio okay. signal da, da. sau aude Păi pe asta se bazează un signal simulator Exact și, și dacă dacă îl țintești tu, că e, e, te trebuie, te trebuie țintit exact în punctul ăla al celului, mi se pare că e o, e o fereastră foarte, foarte micuță, dacă atingi în, îl în, 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 orientezi în punctul ăla, anume al celului, găsești semnalul ăsta radio venind de la unul din stelele ăsta cu o energie foarte puternică, care sunt de obicei pulsarii sau ălea de frecvențe de, de energie mult mai mare, like magnetar și alte chestii de genul ăsta și ascultam înainte diverse stele de genul ăsta și era una și după aia era alta și era oh my fucking god, fiecare este o rotire completă A, asta care se învârte da, de, 13 de, like, da. de, de ori uh -huh. se învârte și ajunge în dreptul telescopului semnalul radio și după aia era una și -a... what the fuck is that? What the ce fuck pula is mea that? Se acolo? <laughs> Hey, lumea lumea petrece, man, în uh, galaxiile vecine. Alcole electrică, uh, electrică, Star Castle. Da, 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 exact. <laughs> Festivalul Anton uh, Andromeda. <laughs> Vai, Doamne, și, uh, și mai era, mai era fascinația mea cu uh, eternă cu uh cu number stations care mai sunt de pe prima războiului rece. Ah, da, la care emit pur și simplu numere, efectiv emit da. de numere în continuu. Și mai este, e, o stație de bruiaj din Rusia care încă emite și este cunoscută ca sub numele de The Woodpecker. Ok. Și sau de sau de la interval fix. Și nu este un number station, este pur și simplu o stație de bruiaj care emite acest semnal mă rog, emite. Asta prinde când, când înce 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 să te racordez pe frecvența aia, se aude ca o ciocăritoare și e just like să stai într-o cabană cu radio tău abia cumpărat și să te duci pe frecvența aia să auzi numai chestia asta care încă funcționează de pe vremea lui Stalin. Edgar, tu realizezi că dacă te nășteai cu 30 de ani mai devreme, erai literalmente Dustin din Stranger Things? Probabil. Oh, no. Noroc, de noroc ai internet, ai fi fost literalmente Dustin din Stranger Things. Oh, nu! No. <laughs> Actually, yeah, that doesn't cool. Amazing. Anyway, gata, asta, asta a fost uh, ce vreau să zic de la început. Gata. Tare. Păi dăm drumul? nu ne uităm la, la Stele Power și la stații radio care funcționează pe mai Lenin. <laughs> Ce ne jucăm? Păi, cred că, cred că e un, o premieră. Adică am mai vorbit, mm. am mai vorbit amândoi într-o săptămână despre același joc. Dar da. niciodată nu s-a întâmplat, cred, să vorbim despre același joc pe care l-am jucat în, în săptămâna respectivă amândoi. Eu dau vina pe tine pentru că mi-ai făcut cheful maxim să rejoc ceea ce pentru mine a fost primul Hitman care a fost cu adevărat bun. Am înțeles. Vorbind despre Hitman Absolution. Eu m-am jucat Hitman Absolution săptămâna trecută și Edgar a simțit chemarea străbunilor și, -și l-a instalat și el și l-a jucat. Am simțit chemarea lui Cheluțu, basically. Da, exact. Și eu am, când am auzit că Edgar zice că e cel mai bun primul, nu scuze, primul Hitman cu adevărat bun, i-am zis abia aștept să urlu la tine 20 de minute și asta o să se întâmple în cele ce urmează. Let's fucking go! Hitman Absolution a apărut în 2012, la cred că vreo 7 ani distanță de. Precedentul, care era Blood Money. Da, este, cred că e primul Hitman apărut sub, uh, sub Square Enix. E posibil, nu, nu sunt 100% sigur că era, da, cred că Blood Money e sub idos, da. Da, și da, el era primul de, sub Da, era Enix. să fi fost cumpărat uh, Eidos de Square Enix, da. Sub, sub Square Enix au scos uh, niște jocuri mai puțin uh, apreciate, Kane and Lynch. Mm -hmm. Și au scos după aia Hitman Absolution, care a fost a whole thing, a avut un demo uh, Hitman Sniper Challenge pentru el, a fost a whole thing. Băi, am citit că marketingul a fost uh, când cum, tu știai trailerul cu... Lana Del Rey, melodia Lana Del Rey da. Eu știam trailerul cu Călugărițele bune de rangă Adică care este efectiv o, o interpretare a misiunii Attack of the Saints Din cadrul jocului Yeah, when the saints go marching in da. Oh, when the saints go marching Și au mai avut un joculet de Facebook Foarte controversat, care a stat exact O zi online, în care Puteai să-ți targetezi prietenii Ca să fie asasinați de domnul Cheluțul 47 De Garcia 47 și puteți să identifici că a, omoară pe prietena mea Florica identified by her hairy armpits. Și chestii de genul ăsta, puteți să alegi. Tasteful. Foarte tasteful, da. Nu a fost foarte bine primit. Anyway, se vede că e un nou joc sub uh, new management. Au încercat să schimbe complet formula, au încercat să aducă în epoca modernă, are un element online care nu mai merge ziua de azi, evident, pentru că s-au oprit serverele. E prima lor încercare de a face sistemul de contracts. Odată ce ai făcut uh, un asasinat, ai făcut un kill în playthrough-ul tău single player poți să îl adaugi în, într-un contract custom pe care îl faci tu pentru cineva. Deci, de exemplu, poți crea, uite, eu în misiunea asta m-am deghizat în mascotă și am urmărit pe cineva până într-un beci unde i-am dat cu I-am dat cu, aia, sârma de pian și l a omorât. Și poți să faci un contract care să oblige jucătorul să facă exact aia. Care este foarte mișto este. ca mod de este joc. Este foarte fain. Adică, îți te lasă să rejoci misiunile cu anumite criterii foarte specifice. Păcate că nu mai e live. Da. că nu mai poți face asta niciodată. Da. Pentru că nu mai merg serverele. Nu știu, anyway. Poate, poate putea să facă un patch, să facă, nu știu, ceva așa prin Steam. I don't know. <laughs> e... Diferența principală e că ăsta e un joc Hitman care este mult mai uh, concentrat pe poveste. Ăsta vrea să spun o poveste cap coadă, este un joc de acțiune linear și o să revin imediat la linearitatea asta imediat și spune o poveste. Nu mai nu mai faci contracte pe tot globul pentru agenția de asasini, Ești domnul Garcia 47, ai fost te simți trădat și vrei să te răzbuni și să recuperezi, mă rog, pot să zic premisa. Premisa e că e o fată pe care s-a experimentat medical și este asasinul perfect și trebuie să o recuperezi, nu, trebuie să o protejezi și eventual să o recuperezi și bla bla bla, pentru că 47 se simte atașat de ea pentru că are același background, a fost crescut într-un laborator și tot așa pentru asasinate și bla bla bla. Nu numai atâta, tot jocul începe cu tu primind un contract să-ți omori fost fostul handler care... Ori pe Diana, care te-a salvat la finalul jocului anterior. Da, era eu un personaj din universul Hitman, cu care da. agentul 47 are o relație mai mult decât cordială. Este singurul personaj cu care chiar vorbești frecvent, da. adică mă rog care e auzit vocea, că nu prea interacționează. It's kind of implied că se iubesc. Și mi se da. pare că în trei afli, în la nou, Hitmanul nou, mm -hmm. în nou, nouă, afli mai mult despre relația lor. Dar okay. este, este totuși pus o situație neplăcută în care trebuie să o moare. Da. Așa începe totul. Și se răzgândește în secunda imediat următoare după ce mm -hmm. o moar. Anyway, uh, mm -hmm. ideea, Știa, ideea e că... În primele jocuri mergi pe tot globul și faci uh, asasinate și bla bla, în ăsta uh, mergi pe tot uh, mapamondul de la Chicago până la un uh, orășel de căcat din Mississippi și înapoi. Păi să știi că are varietate foarte mare de misiuni, chiar dacă zonele nu sunt cine știe ce. <fie> <fie> fabrică, mină înainte de fabrică ai, ai, ai fabrica. Nu, nu, uh, sunt, sunt grupate așa. Uh, este misiunea în care te infiltrezi în laboratorul secret și da. e împărțită în. Intri în mină, da, da, da ieși da. din mină, ajungi în Fabrică, fabrica, secret. secretă. Da, da, da. Așa. Ai orășelul da. anyway. și așa mai departe. Da. Asta e una la mână, că e un joc liniar de, mă rog, bazat pe poveste și a doi la mână. Și ce zic? ce, ce... Nu zic că nu-mi place, jocul mi-a plăcut. Overall, jocul mi-a plăcut. E un joc foarte distractiv de jucat. Este într-o oarecare măsură mai abordabil și este mai clar ce ai de făcut decât în jocurile precedente. În sensul că ai o listă de obiective și de challenges. Cum ai în Hitman noi de altfel. Fă, asasinează persoana cu tare în felul următor. Și ai un checklist și poți să tot rejoci misiunea că până, ai, până tot bifezi aceste obiective de pe da. lista aia. În hitman precedent, în Hitmanurile precedente, aveai varietatea asta, dar nu aveai, nu știu, nu ți spunea nimeni, uite asta e lista de chestii pe care le poți și ar trebui să le faci. Nu era, incentive, nu era incentive să faci așa ceva, da. Hitman a e primul joc din seria Hitman care chiar vrea ca tu să explorezi uh, hărțile. Da, exact. Îți zice, uite men, da. you can do this, prinde-te tu cum da, exact, faci, dar exact, dar poți exact. să faci, dar poți să faci. Poți să faci asta, tu găsește găsești. Cu... Și sunt câteva uh -huh. signature kills, cred că acum primit și numele oficial, acele uh, asasinate da. speciale pe care le faci. Ori folosindu-te de un uh, tabiet al țintei, ori de obsesie sau așa, se numesc Signature Kills. Și... Sunt Signatures și Accidental da. Kills. Accidental Kills uh -huh. sunt Accidental Kills sunt pe care le poți face ca să faci The Phantom uh, rating, adică nimeni nu știe că ai fost acolo vreodată. The Silent Assassin e când... Uh, e evident că a fost asasinată persoana, dar nimeni nu știe cine ar fi putut fi, că nu te-a te văzut nimeni, nu nimic și așa mai departe. Acum, chestia care mi se pare un mare neajuns al jocului, nu mă deranjează faptul că, că are focus pe poveste, nu mă deranjează că se schimbă environmentul și asta, nu. Ce mă deranjează e că mă simt ca într-un parc de distracții în jocul ăsta. Mă simt foarte constrâns. Sunt în niște zone foarte mici, limitate de Jocul a fost, trebuie să zic, la vremea respectivă, era genul calitate grafică nemai văzută, incredibil, 10 din 10 grafică, 10 din 10 sunet, nu vine să cred câți oameni sunt în această mulțime, nu vine să cred cât de bune sunt animațiile, luminile și așa mai departe. Și încă se vede. Da, da. Jocul are 23 de giga și din 2012. E mare, are mult... Are multe shadere în <laughs> în spate. Rulează pe un precursor uh, grafic al engine nou și... Uh -huh. uh, yeah, Ia, it, it looks good. Da. Dar compromisul pe care trebuie să-l facă e că ai hărți și zone mult mai mici. Nu neapărat ca dimensiune, ci ca spațiu de desfășurare. Adică poți avea o hartă foarte mare, gen o fabrică sau un, uh, zona canionului în deșert, când trebuie să traversezi canionul și să faci așa, dar ai foarte puține NPC-uri, foarte puține modalități de a interacționa cu mediul. Sau ai o zonă foarte restrânsă, vezi piața din Hong Kong, dar sau din China Town, scuze, din China Town, din Chicago. no Hong Kong Hong Kong era una. Da. precedentul. Piața aia care este foarte mică și restrânsă, dar este foarte verticală și cu extrem, extrem, extrem de mulți oameni, multe NPC-uri, te poți băga prin mulțime, e interesant. Da, cum am zis, se simte ca un parc de distracții. E un ride la parcul de distracții, pot să fac atâtea chestii, nu pot să mă mișc 2 metri mai departe pentru că sunt în... Um, sunt constrâns de niște pereți invizibili și misiunile nu mai sunt o misiune adică un capitol al jocului, nu mai este o hartă foarte mare, este o serie de encounters micuțe, din care odată ce ai făcut ținta, ok, asasinează l pe informantul nu știu care din Chinatown și odată ce îl asasinezi, ți se descuie o ușă și poți să mergi în următorul segment din aceeași misiune, unde din nou vei avea unul sau mai multe obiective, infiltrează-te acolo, ajunge acolo, furișează-te, scapă de poliție, sunt mai variate, nu doar asasinate, sunt zone stealth, e un sistem stealth mai bun, ca la celelalte, dar din nou mi se pare că efectiv mă mișc de la encounter la encounter, nu, nu mai e un sandbox ca un Blood Money în care să, să mă desfășor, să găsesc sistemele care interacționează între ele, sunt doar mici microcosmuri de Blood Money într în arenele astea mult mai mici. Să-mi zici când, când termin, că am obiectat tot ce ai spus până acum. <laughs> da! Paul are dreptate, într-adevăr, sunt, sunt zonele mult mai mici, Și deci măcar nu pot să spun că n-am observat că ar fi mult mai mici, ai chestii de făcut și interactivitate activitate foarte mare în fiecare zonă de genul ăsta. E, e evident că sunt împărțite pe zone pe bucăți mai, mai manageable pentru limitările de consolă. Ăsta e primul hitman care a apărut, mi se pare, pe toate platformele posibile. Mi se pare că era next gen când trebuia să apară și uh, au împărțit hărțile mare mai multe chestii. Uh, îmi plac mult mai mult, like infinit mai mult decât orice alt hitman de până acum. Chit că e concesia asta că e mai mică zona, uh, mi se par formula cea mai bună până în punctul ăla. Au găsit, sunt, sunt absolut convins că au fost forțați de publisher să facă story driven, să facă film grindhouse povestea, să facă chestii genul ăsta, dar eu vrea să facă și un hitman bun. Și au luat toate, toate, toate cerințele astea de la publisher și l-au băgat într-un joc pe care ei vreau să-l facă cu concesii și uh, Hitman Absolution e pasul ăla în lateral al seriei pe care seria trebuia să-l facă ca să-și găsească identitatea cea mai bună în viitoarele hitman -uri. Pentru că tot ce merge perfect în Absolution e îmbunătățit în următorul. Da. Tot ce nu merge în Absolution dispare în următorul. Da, adevărul e că deși fac concesiile astea și niște chestii care nu zic că e prost. Dacă ar trebui să aleg un hitman pe care să-l rejoc, aș alege Absolution. Că sunt bucățile astea mai manageable, nu trebuie să fac o misiune întreagă cu chestii. Ai uh, mecanica de instinct, că poți să urmărești targetul, poți să vezi niște chestii. Aia Ai lipsea din uh, hitmenul anterior. Doar de faptul... Că nu se mai întoarce toată harta dacă faci un căcat. Da. Bine, asta nu mai era. Deci încă, mi se pare că încă de la, în Silent Assassin era puțin, dar la Contract și la Blood Money nu mai avea problema asta. Poți să fug peste tot în Absolution și nu se mai, mă, nu mă mai atacă nu Lumea mai. urlă la tine când fugi, ai observat? Da, da, urlă dar hai, nimic, stia, da. Ce parte, că... ce fugi, da. Bă? Așa. Cum zicea la un moment dat, a bine că ești tu în formă. Da, da, da. <laughs> dar mi se pare că cumva e, it's telling, că după Absolution s-au întors la formula Hitman Blood Money Formula Hitman nu, Classic Nu, nu s-au întors la formula în Hitman că Classic S-au întors la Absolution but better Păi nu, în sensul Asta au zice. luat toate mecanicile bune din Absolution au luat instinctul, au luat checklisturile, urile uh, signature Au luat tot luat. din Absolution, mai puțin că au tehnologia să facă hărți mari. Păi da, tot. da, da, la, la asta mă refer. Că sau da. s-au și a făcut hărți de dimensiunea și cu etosul lui Hitman Blood Money. Hărți mari, cu evenimente care se întâmplă în cadrul hărții la o scară mai mare și mai puțin constrâns de cinematicuri și uh, ce se întâmplă, ce face șeriful din Hope uh, Mississippi și uh, sunt și în Hitmanul la noi Știu. chestii importante, importantă, wise numai că se întâmplă complet pe fundal și da, dacă da, nu da, ești da, atent, da. nu le nu le de vezi. Nu mă trebuie să story focusul, dar au încercat să facă un shooter liniar de acțiune care cumva se preface că e un joc Hitman. Măi, se face cu foarte succes, mai ales în câteva bine. misiuni, în câteva misiuni da. sunt excelente, deci, misiunea... sunt like best hitman that ever was uh, până în punctul ăla Hai să zicem misiuni, misiuni preferate din ăsta Zile, hai zi Misiunea de aproape de la final cu hotelul, da. mă rog, cu complexul de apartamente în care trebuie să asasinezi aghiotantul e foarte, e foarte... Uh, action, deci? heavy. More action heavy, mă action heavy, e setup action Ambele din Chinatown mi-au plăcut, din da, piață din Chinatown da. mi-a Din Chicago mi a plăcut ceva oare Hotelul nu, hotelul Terminus, not wide Uh, uh garajul, garajul din uh, Louisiana În care trebuie să omori trei dintre aghiotanții lui Lenny o, Adică Hope Din Hope, hope da din Da, da. Hope e foarte bună, misiunea da. mi Hope e foarte bună Da, da, aia uh, Shaving Lenny e misiunea Cum? Shaving Lenny, e da, pe două și părți, shaving, prima da, oară, da, shaving shaving, trebuie să o trei oameni, da. în a doua încă doi, după care să-l iei pe Lenny să-l duci la bărbierii dintre ghilemele. Da, 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 excellent, da, excelentă misiunea E foarte bună misiune. Și mai încolo, Attack of the Saints e bună în sensul că e mai mult un stealth challenge decât o misiune clasică Hitman, dar ai ocazia să faci niște, niște kills interesante pe uh, fiecare în, dintre, dintre surori. C Mă rog, Când te atacă, mă rog, da, surori că surori sunt mai da, măicuțe, uh, în acest, în misiunea aia te atacă un grup de elită uh, Hitman Assassins, The, the Saints Și uh, misiunile, jocul în sine, se împarte pe mai multe, cum a zis și Paul înainte, segmente de misiuni prima parte o mor două, în a doua omor încă două, în ultima omor trei, ultimele trei care au mai rămas și în, în misiunea respectivă, acest calup de mini misiuni care fac un, un capitol de joc Mi-a plăcut foarte mult partea a treia în care ești într-un land de porumb da. Și uh, poți să-i vânezi unul da. câte unul Nu numai atâta, dar dacă te, te muți un pic la dreapta, la începutul nivelului Poți să iei The Scarecrow da. outfit și poți să fii efectiv un asasin de slasher movies Yep. <laughs> da, sunt multe în, Cred că în fiecare misiune e un costum de mascotă Uh, nu știu dacă e, e posibil să fie în fiecare misiune, L am văzut în fiecare, am văzut, uh, foarte puține misiuni în schimb au, au un challenge legat de costumul respectiv cei de... Uh -huh. Asta cu lanul de porumb are un challenge în care tu trebuie să fii ucigașul din lanul de porumb. Mi-a plăcut misiunea în care trebuie să te infiltrezi în lupta The Cage Fight dintre Danny Trejo, Super Soldat și... Zi, Paul, cum ai făcut misiunea Băi, din aia. păcate, nu am reușit să îl impersonez pe, pe challenger-ul pentru titlu, da? să mă duc să mă bat eu fizic cu Danny Trejo pe serul de supersoldat, așa că m-am dus și am, am făcut cealaltă chestie, adică am făcut să-i pice în cap rigul de lumini în timpul luptei. Eu vă zic că misiunea aia, eu am făcut-o, am impresionat pe de Patriot, misiunea aia e urmată de o altă misiune, care se poate petrece complet diferit în funcție de ce faci. A, da. Paul a luat calea, da. Paul a luat calea de a merge pe fundal. Eu am luat calea de a merge fix în ring și este un fighting game cu quick time. By the way, oribil fighting system, <laughs> Este oribil, este oribil, dar efectiv m-am dus în ring și l-am cotonogit pe Dani Treho. În timp ce, din când în când, îl mai țineam în chokehold și șoptam la ureche. Where's the girl? Where's the girl? A, <laughs> și -ți spune? Da, îți spune. Și ce se întâmplă în funcție de asta? Nu, sunt după misiunea următoare, orice fi, că mi se pare că obții oricum informația, dar faza este în că... diferit că misiunea. Nu, misiunea, misiunea în care se întâmplă chestia asta. Ah, deci okay. tu erai pe fundar, eu, eu eram în are arenă. Uh -huh. Și mi se pare mișto chestia asta, că ai, ai misiuni în care da, poți continua diferit. Da, nu, e bun, e bun pe, pe partea de replayability, e foarte bun. A, misiunea yes. cu tribunalul mi-a plăcut iară, infiltrat efectiv în tribunal și în... Paul cum te-ai băgat în celule în m-am deghizat în judecător, Edgar. A, eu m-am deghizat în nebunul cu timpul pe cap și m-am, declarat vinovat. Habar avea că poți. Eu, eu te-am te declarat pe tine nevinovat. Ca să eu m-am declarat aia vinovat. Și am intrat în pușcărie. Iată ce de jucabilitate are hit pe Absolution. Da, e fine. Mi-ar fi plăcut ceva mai apropiat de Blood Money. Pe, pentru mine, momentan, tot Blood Money rămâne cumva Jocul ăla de făcut asasinate din serie, no. No. Edgar, încerc să, best one încerc să fiu foarte civilizat cu tine, dar o să mă forțez să fac ce am promis mai devreme și să urlu la tine 20 de minute. Încerc <laughs> să fiu foarte, foarte echilibrat și civilizat și diplomat în modul în care îmi exprim. No. Da, e, e cumva un... Încearc, încearcă să fie Max Payne pe -a locuri și nu, nu, poate tot timpul pentru că sistemul de combat nu e nicio șansă, nicio șansă să, 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 să temi jocul ăsta trăgând ca turbatul în forțele de ordine. Nu, este, este incredibil de greu, jocul clar nu vrea să-l joci așa, aia nu e o opțiune reală care se întâmplă în joc, e doar, uh, uh, poate reușesc să omor 5-6 dacă atâta și a să mai rămas pe hartă, dar... Ladă... De... Da, da. Dar nici în Hitman-urile noi nu e diferit. Foarte și acolo, bine, fel, Da on uh, onslaught nu este ceea ce trebuie să faci într-un Hitman. Mm -hmm. Uh, Paul, vrei să vorbim acum de poveste? Putem vorbi că de, e, de poveste, totuși, da e totuși o parte foarte importantă a jocului Da, da. Vorbi de poveste E, efectiv, <laughs> mai ai zis tu, e un film grindhouse Eu, eu am zis că mă gândeam, jucându-mă, gândeam Like, oh my god, e Hitman Într-o bandă de sărătări de gartenis? tenis Exact, ești, in, ești efectiv <laughs> E sidecast cu Queen Cannon Din, uh, da. din Preacher e, uh, Domnul Hitman se duce să o salveze Pe fetița aia după ce este răpită Din orașul Hope, Mississippi unde un industrialist a cumpărat practic tot orașul, adică el are singura fabrică care angajează oameni din oraș și produce armament și face experimente pe animale și are un laborator de testare pe oameni în beci și are un... Uh, un mega Danny Trejo cu Super Soldier Serum ca aghiotant și face cage fights cu el. <laughs> timpul live. Și doctorul lui, doctorul lui este un un mini Mengele care da, se da, bucură da, pe da, sexual, da. sexual când face chestii de genul ăsta. Prietenul lui șeriful are sex dungeon-că evident că trebuie Normal, să că fie. Se... All the bad guys, orice, orice the weird sex, un stuff. negative character trait. Da, da, e, e exact, exact într-un bandă de gal tennis. Uh, și uh, the, the, the bad guys, uh, agenția uh, acum e agenție rea pentru că uh, asasinilor acum sunt uh, sexual themed, sexually themed. Uh, nu mai sunt să simi buni ca tine, care da, ești non-sexual. Da, da, exact. Yeah, Jesus Christ. Uh, Băi, I loved it. I, ca ca experiență grindhouse. Uh, este un grindhouse decent. Mm -hmm. uh, it is not a hitman no, <laughs> game. Nu, 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 sub nicio formă. Dar, în continuare, this is my second favorite hitman game of all time. După 1, 2, 3? După zi... trilogia nouă, no, da, care, care e un care singur joc. Un joc <laughs> Este, ce, ce mi se pare trist este că cred că seria Hitman a pornit a pornit prea devreme ca tehnologie Absolut, nu puteau face ce voiau să fac uh, când au no. început. Uh, da, daia ca și daia pentru mine, deși este cel mai ne Hitman Hitman de până atunci, doar pentru că aveau acces la tehnologia respectivă, l-a făcut un joc mult mai plăcut și mult mai bun uh, pentru că na. Se vede se vede Încearcă că în sfârșit da, AI. Da, se vede că în sfârșit <laughs> știu, uite, asta vrem să facem da. cu seria asta. Într-o oarecare măsură uh. se vedea și în Blood Money, dar se vede clar că nu, nu, de fapt asta. Even, even harder. Citisem uh, o declarație pe undeva despre Hitman 1 că Idos trebuia să facă un action game. Erau, ăla era următorul proiect, să facă un action game third person, mi se pare că publisher le-a spus, faceți un third person action game că erau populare în momentul respectiv când, când înainte să apară Hitman 1 și uh, au încercat să facă chestia asta și încercând, explorând tehnologii și posibilități uh, tipul uh, unul din programatori a descoperit o metodă să, să trișeze în a calcula ragdoll physics în joc, fără să facă actual physics simulation pe de vremii uh -huh. Și a zis, a, oh, ok, și poate să putem să avem mecanica asta în joc, pai să facem un stealth game unde poți să cad cadavre. Tare. Și astfel s-a născut Hitman nu? <laughs> Tare, apar n-aveam It's amazing uh, Tu n-ai jucat Kane and Lynch, nu? Nu, n-am jucat niciunul dintre ele uh, Kane and Lynch fac un mic cameo în jocul ăsta L-am uh, uh... observat pe ăla din ei care, Ăla care nu-i plătos, nu, pletosul, nu știu care din ei e Că știu personajul pe Ăla cu bandaj pe nas da. da. Când pe Când da. începe, am, am, provocat un bar fight În misiunea aia da. e una din... Și apare, efectiv, el e undeva într-un colț Și el e primul care primește un pumn în freză Și mă gândeam, de unde știu pe ăsta? Îl știu din

Este, este seria cealaltă de la IO Interactive <laughs> The other one Și nu, nu mini-ninjas aia altă. Sincer, nu știu dacă am uitat Sau dacă pur și simplu nu am știut niciodată Că Kane and Lynch e IO Interactive Understandable să nu asociezi Hitman cu Kane and Lynch Că era seria aia da. care a avut două jocuri They weren't received very well yeah, Să zicem că rugăm pe stream-ul um, de Dead Deadman, full playthrough Dead Care Man? Kane and Lynch, Deadman Așa se numește A, da, da, da da Uh, cred că am putea, uh, nu cred că put, -fapt, nu nu cred că mai putem să jucăm cu. Nu, a era prin era peer to peer sau, a. Nu, 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 era, era. În schimb apreciez foarte mult că au a primit recent acum săptămâna asta mi se pare, săptămâna trecută mi se pare, un patch oficial uh, s-a lansat pe GOG, Kane and Lynch Deadman și a primit și peste un patch oficial care scoate Games for Windows Live. Hmm. Și apreciez foarte mult chestia asta, frumos. Uh, da, da. Mie, mie mi se pare ok seria aia, am jucat puțin din primul și puțin din al doilea. Poate o să le joc complet la un moment dat pe toate, dar este, are așa un vibe foarte sleazy. Cred că, cred că au influențat foarte mult Hitman, hit Hitman Absolution și direcția în care a, a, a mers Hitman Absolution. Eu numai de aia sleazy, până de oameni înrociți, they do drugs and they are, they are sleazy bastards yeah, the, the și până și eroul, eroul, no. Da, până și eroul e a sleazy bastard, dar vrea să-și salveze fata și nevasta și este ținută... Uh, uh, o static de aceste circunstanțe ca să facă one last bank job Și se dă acest personaj care keep stabs on him, uh, ăla plătosul Și ăla este dependent de morfină și uh, everything is sleazy and grimy <laughs> Incredibil Bun Asta a fost uh, Hitman Absolution a plăcut Hitman Absolution Foarte mult Merge Good job 47 your pay uh, You have a, the pay your payment. on proud sau cum la Da așa se termină jocul cu, da, da. cu replica asta spusă de Diana care nu murise, turns out Oh, Spoilers! Spoiler. <laughs> Bun, și eu recomand foarte mult Hitman Absolution pentru oamenii care vor un, un stealth game care nu te bate da. e foarte permisiv Hitman Absolution Un stealth game care, care îți oferă ocazia să recuperezi dacă pierzi ceva. Da, mai. este un stealth game care te lasă să joci prima oară fără mari probleme dar în același timp are și suficiente challenge-uri încât să-ți dea probleme dacă vrei să ai probleme. Mhm. Mm Dar e, e controlul e la tine. Și asta apreciez foarte mult. Bun. Tare. Evident, Paul, cine a spus? Oameni. Au spus ceva oameni? Au spus doar pe YouTube. De la All World episodul 266, ne luăm cancel în sfârșit. Poate că ne-am luat cancel. Din păcate nu ne-am luat. Da te gândit, dar nu mai contează lumea, nu loc cancel. E posibil, dar cred că lumea a fost ocupată cu alte persoane care își ocupate să și ia mega cancel zilele astea pe internetul românesc. Ori asta, or, unul din miile de festivale de muzică care se întâmplă. Sau, așa, sau las -a las că, las că, vine, cu las că vine de la festival și ascultă episodul și ne luăm cancel până viitoare. Uh, tataie ne zicem. As Slavo Žižek once said, first Stranger Things season is the best Stranger Things. N-aș putea. <laughs> Nici <laughs> mi-a <luat> perfect. <laughs> Are chestia aia de, de vorbește pe, 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 lângă limbă. Da. De fel, De fel, de da. Așa. Să lași aerul. Stranger limbă să... Așa. Ăla e. Mersi că mi-ai zis că să vorbesc pe lângă limba. Acum a fost perfect. <laughs> It's the best. Stranger <laughs> things season. Da, ok. Mulțumesc. <laughs> uh, și uh, Mihai ne spune Bună ziua, să la pentru podcast Semnat Jojo, cu plăcere Jojo Și altă dată Eu, welcome. Și atât. Asta a fost poșta. Amazing. Let's go. Hai să vedem ce se întâmplă în lume și noi să comentăm. Bun. Păi, cred că știrea cea mai importantă a săptămânii precedente a fost legată de Unity, de motorul de făcut jocuri Unity. Și a fost așa, o serie de întâmplări care au devenit din ce în ce mai jenante pe măsură ce... Știu și eu am văzut și o serie el pe Netflix, la cu nu? Exact, exact. L-am văzut, l-am văzut. Era, a fost o serie de întâmplări neplăcute și neprevăzute și nefericite. Nefericite ar fi datul Nu mai știam exact cum vine în engleză. Unity, pentru ce nu știe, e un motor de game development care a bubuit în pe la începutul anilor 2010, în timpul renașterii uh, indie, pentru că avea mai multe, mai multe avantaje. Unul e că era multiplatform și era multiplatform la un buton, adică efectiv ziceai, ah, ok, am jocul și acum vreau să fac build pentru PlayStation, am vreau să fac build pentru Android, am vreau să fac build pentru PC, vreau să fac pentru Mac, vreau să fac pentru Xbox, pentru UIA, pentru The Soulja Boy uh, Console și pentru ce vrei tu. Și versatilitatea era a doua chestii și plus că avea un asset store de unde puteai să cumperi tot felul de, de chestii, puteai să începi relativ rapid să-ți dezvolți uh, un este joc. Este spațiul de unde a ieșit uh, The Dreaded Unity Asset Store Flip. Exact. Aveai foarte multe jocuri prepackaged, adică jocuri da. Da, template-uri da, de joc pe <inaudible> care uh, scopul era să le, să locuiești cu asset tale și să construiești pe el. Dar lumea ce făcea le cumpăra de pe store și le publica pe Steam și a era. A apărut mult da. shovelware din Steam și lumea a început să asocieze Unity lumea lumea needucată în, în materie de game development, a început să asocieze Unity cu motorul pe care se fac shovelware-uri, pentru că da, Unity era gratis și fi era gratis până la o anumită, o anumită cifră de afaceri. Dacă nu voiai să cumperi versiunea profesională, puteți să iei versiunea gratis și până făceai gen o știu, 100 de mii venit, nu trebuia să plătești nimic și odată ce făceai 100.000 de mii venit, trebuia să plătești o licență de 5.000 de euro pentru un developer solo, ceea ce mi se pare mai mult decât corect. Este, este o foarte reasonable și accesibil pentru foarte mulți da. indie. Yeah, exact. Yeah, it's good. Da. Chestia e că, dacă luai versiunea gratis, aveai, la începutul, la începutul, când pornea jocul, erai obligat să pui un splash cu made powered by Unity. Așa că, Okay. Toate jocurile făcute cu versiunea gratis uh, aveau avea chestia cu Powered by Unity și toate jocurile foarte bune, excelente făcute pe Unity, dar făcute de oameni care își permiteau să pădească licența nu aveau acel splash screen. Jocuri ca uh, Hollow Knight, jocuri ca uh, Hearthstone, jocuri de, la care nu te-ai gândit niciodată, făcute cu Unity, dar nu știai că sunt făcute cu Unity pentru că cumpăraseră varianta licențiată și nu, nu se vedea splash screen la început. Bun branding, ce să spun? Da, exact, exact. Da, în fine, ideea e că lumea a început să asocieze cu shovel dar el, motorul în sine era foarte apreciat, se făceau da. jocuri 2D în el, deși el era în principiu a pornit ca Unity 3D, era doar pentru jocuri 3D, ce făcea lumea era să întoarcă perspectiva, să o forțeze în 2D și să facă jocul cu sprite-uri în loc de modele 3D. Da, da, de-aia unele erau și un pic mai demanding Pentru că erau efectiv jocuri 3D Cu perspectivă forțată Deci sistemul de lumini și din astea era tot 3D Chiar dacă jocul era 2D în fin. Și a fost, cum am zis, foarte apreciat. După aceea a început să ia tot felul de decizii... Și Cuphead e Unity. Și scuze, da. și cuphead Unity Sunt, dacă te uiți da. la games made with Unity o să te surprindă o grămadă din jocurile pe care le vezi. Dar cum am zis, lumea are niște preconcepții des greșite despre motorul ăsta bazat da. pe -uri. Că -i Unity e motor prost, că are ragdoll-uri proaste, că are nu știu ce prost. Nu, le are cum le programezi, dacă le programezi. Yeah. Yeah. Așa. Probabil că nu e nicio coincidență că Unity a început să o ia pe o cale mai a... se vede clar că au început să caute metode alternative de monetizare în momentul în care CEO-ul uh, noul lor CEO a devenit John Ricitello, nu mai știu exact în ce an, care a fost un fost CEO al Electronic Arts și voi vorbi un pic mai încolo despre el. El a fost precursorul Ryan Wilson? Nu știu că a fost uh, Andrew Wilson. Și nu știu că, nu știu că a fost Wilson, înainte scuze. de Andrew Wilson, adică fix înainte de Andrew Wilson, dar nu știu exact dacă a fost direct okay, de la okay. el la Wilson. Ideea e că am, am început să caute tot felul de căi alternative de monetizare și au făcut asta întâi, mi se pare că au trecut la un sistem de subscription pentru licența profesională, trebuie să cumperi seats de Unity pentru fiecare X număr de developeri din compania ta, dacă nu ești dezvoltator individual și îl folosești doar în scop personal, cu de alea, de -alte, mai știu, 100 de euro pe nu știu ce calup de timp. E subscription anyway, exact cum are Adobe și cum au alte suite din astea profesioniste. A, nici o decizie foarte Populară. Exact, always, da. Și din astea ba, au mai achiziționat o chestie de VFX, ba au mai achiziționat o chestie dubioasă, nu știu ce, ba s-a aflat că au un contract de colaborare cu Department of Defense și cu ceva oameni care fac arme să-i ajute să facă simulări 3D la. Uh... Aia n primi fi, fi primit, da. IDA au colaborat și uh, Nova Logic Da, și, da, știi, te uh... aștepți ca motorul în care faci tu joculețul tău cu care fac nu știu ce să fie. I mean fair enough, dai tech. Da, este. Și acum, săptămâna trecută, a venit ultima știre de genul ăsta care a picat foarte prost în comunitate de game developers pe care o urmăresc de la distanță pe Twitter. Au anunțat o... un merger cu. O companie care face literalmente malware. Da. E vorba de o companie numită Iron Source care ofereau o, un serviciu de un bundler de instalare care era folosit, da, instalezi aplicația cu tare, folosește un installer care uh, e provided by install core. Ideea e că din ce am înțeles cum funcționa asta, primeai un, un fișier cu extensia.net îți deschidea o pagină de web, downloadea de acolo installerul, și era genul de installer în care la final aveai nu știu câte bife prebifate cu instalează mi de slorp search bar, instalează mi de nu știu cum download accelerator, căcaturi de genul ăla. Ce ajungi și install wizard-ul să Da, măcători. da, exact. Chestii, de la, chestii, pe care le găsești la tactul pe calculator, când zice că nu merge bine și mergi la el și deschizi browserul și este efectiv jumătate de ecran numai toolbar -uri. Eu n-am instalat asta. Ce? De da. unde sunt astea? E, n-a instalat. Hai să... Băi, eu zic că n am ba, hai să nu, știu că l-ai instalat, nu știi tot, l-ai instalat. Da. Cum se întâmplă așa ceva? Da, uh, aparent era atât de notoriu, notorie compania asta Install Core pentru, uh, scuze, Iron Source care făcea Install Core, încât Windows Defender-ul, le-a marcat ca malware, l-au delistuit de pe uh, App Store, te avertizează: vezi că ești pe cale să instalezi un malware Și Unity se unește cu compania asta pentru că compania asta, în 2015 s-a unit la rândul ei cu SuperSonic, un dezvoltator al unei platforme de in-app purchases și au pivotat de la install core de la produsul lor flagship la in-game ads. și au mai cumpărat după aceea o companie numită TapJoy, care e deja sună foarte bine, un specialist în mobile advertising and monetizing apps. Și Unity în direcția asta vrea să se ducă. Vrea să ofere dezvoltatorilor cât mai multe opțiuni built-in în Unity pentru monetizare. Deja sunt descustător ce se întâmplă aici. As it plans on harnessing the company's tools, platform, technology and talent to form an end-to-end -end platform that enables creators to more easily create, publish, run, monetize and grow live games and real-time 3D content seamlessly. Vai, acest domn Ricitero sună agent, domn care ar pune subscription pentru a încălzi scaunul la mașină. Tocmai ai trecut mașina cu scaunul încălzit pe lângă tine. Uh, da, dar e exact genul la două în care ar, uh, ar cere așa ceva. <laughs> ai o să fii foarte surprins să afli. Uh, imediat, imediat ajung și acolo. Uh, anyway, oh, costă 4,4 miliarde de dolari chestia asta. Toți developerii au zis, vă rugăm nu faceți chestia asta, pentru că nu vrem să ajungem într-o situație în care Apple sau... Android sau mă rog Google sau ce dracu de platform holder, nu ne lasă să ne publicăm jocurile pe magazinul lor pentru că e văzut Unity ca fiind malware pentru că dracu ce căcat a uh, inclus Iron Source. Instalați doar chestia asta aici care de fapt spune la departamentul de stat american ce fac. Nu, nu, e o chestie, e contactul nostru cu departamentul de stat ok. Cum am zis, dezvoltatorii? n-au fost fericiți de chestia asta din motivele de mai sus plus că uh, Mark Brown de la Game, Game, Game Makers Toolkit a făcut un, o listă cu toate achizițiile Unity din anul nu știu care și până acum și care îi se pare lui că contribuie direct la dezvoltarea unor jocuri mai bune de genul jocurilor pe care vrea el să le facă. Deci nu live services, nu din astea. Și erau din câteva zeci cred că identificat vreo 5 achiziții, în rest erau numai din astea, a, VFX pentru video production, nu știu ce pentru bla bla, chestii de genul ăsta. Am înțeles. Devine bloatware, Unity devine bloatware încet încet și devine bloatware cu tot felul de chestii pe care multă lume nu le vrea, adică suport pentru sisteme de monetizare și așa mai departe. Și John Ricitello, fostul CEO EA și actualul CEO Unity, a zis: Ferrari and some of the other high-end car manufacturers still use clay and carving knives. Se referă la metodele arhaice folosite de producătorii de mașini de lux. Este adevărat, da. dar nu e doar la mașini de lux. Am fost la muzeul BMW din uh, München și am văzut acolo un model de BMW din lut cioplit cu cuțitul. E, efectiv cum, cum arată mașina, cum o să arate mașina și îl fac din lut. Okay. Se întâmplă eu, e o practică mult mai răspândită decât crede John Ricitello. ce Încearcă, moca da. nu? Ce încearcă el da. să zică e că în, în unde faci uh, produse de lux și produse high end, îți permiți să să rămâi la metodele astea tradiționale care de care ești tu legat. Dar când vrei să faci produse de larg de larg consum, nu ai luxul ăsta și zice, my dude, și jucăriile action figure la început sunt făcute din, din uh, plastilina și ca să faci moldul what the fuck are you talking about? Junior a, con a continuat această declarație cu it's a very small portion of the gaming industry that works that way. Adică în în metoda tradițională cu loot și cu cuțite că restul was, na, the mobile gaming industry, the live service gaming industry. I mean that's kind of true, da. And some of these people are my favorite people in the world to fight with. They're the most beautiful and pure brilliant people. They're also some of the biggest fucking idiots. Super. Așteptă care cada nu voim o tranzacție, nu? Da. Aha. C care rezistă la monetizare, Aha. la live services. Giorgi Citelo într-un interviu cu pocketgamer.biz, adică o publicație de jocuri mobile, i-a da. făcut pe oamenii care se bazează pe motorul, motorul, pe care îl face compania lui, idioți, pentru că nu vor să facă live services, nu vor să bage monetizare în jocuri, pentru că vor doar să facă un joc, vor să facă doar un produs pe care lumea îl cumpără. Excuse me, domnul Unity, eu credeam că fac jocul, am... My bad. Sunt multe multiple multiple in game industry. I strongly disagree with John Ricitello. What that scumbag doesn't realize is some people enjoy making games for fun or to educate or to share a thought or idea or experience. Those creators and games are absolutely valid and their processes should not be condemned. Why are they a fucking idiot for doing those things and not siphoning money for, for their, from their players? Since when was that the only way to interact with players to be successful in this industry that already makes it so incredibly difficult for marginalized makers to move forwards uh, and up, zice ah. Rokashi, care face Faraway. Nu știu că știi, ești familiar cu jocul Faraway? It's not not good Faraway. Anyway, da. Oh boy. Mai avem um, care a o persoană care a lucrat la un, uh, un joc din The Haunted PS1 uh, demo CD, dacă ești familiar cu acea compilație. Jocuri experimentale. Așa, da. jocuri experimentale, dubioase, horror pe o chestie. John crede thinks I'm un idiot. I think he's a greedy capitalist pig who only cares about money. I'm so tired of people like him ruining things I love. Super. It's true. Uh, Snipe Hunter, uh, o persoană care a lucrat la Warcraft 1 și 2, Diablo, Starcraft, Fear Effect, Nightcaster 1 și 2, Auto Assault, Rift, Armored Warfare și mult mai multe. Come on game dev Twitter, why are we pretending that we're only just now realizing John Ricitello is the evil CEO that he is? We've known this for decades. The dude, dude ran EA. Yep. Și Asta, aici voiam să ajung, foarte, foarte important. Pe mine nu m-a surprins deloc declarația asta lui John Ricitello. Pe mine, eu urmăresc uh, cariera lui John Ricitello de când s-a băgat la Unity, pentru că eu sunt conștient de Unity de dinainte să ajungă John Ricitello la, la conducere, vreau să iau niște date. Da. Și eram știam că o să, o să se ajungă aici. John Ricitello a fost CEO între 1997 și 2004. S-a întors să fie CEO uh, EA între 2007 și 2013. Și în 2014 da. a devenit CEO al Unity. Ok. Eram convins că John Ricitello urmează să strice Unity din momentul în care s-a băgat în, pefelie, pentru că vreau să citesc un citat de la John Ricitello de la un stockholder meeting în 2011, când era CEO, CEO la EA. When you are six hours into playing Battlefield and you run out of ammo in your clip and we ask you for a dollar to reload, You're really not uh, that price sensitive at that point in time. So, essentially, what ends up happening, and the reason uh, for the play first, pay later mode model works nicely. Is it works nicely, is a consumer gets engaged in a property. They may spend 10, 20, 30 hours in a game, and then when they're deep into a game, they're well invested in it. At that point, the commitment can be pretty high. It's a great model, and it represents a substantially better future for the industry. Poți să vomit un pic acum în gură? Giorgi Citelo a avut ideea superbă să... Ții minte citatul da. cu the, the paying for a clip in Battlefield? Da. John Citelo e omul care acum 10 ani deja voia să ceară bani când apeși reload în Battlefield. Pentru că acești investe... Te gândești, da, nu te gândești, da, băi, chiar vreau nu. să dau un, un dolar Nu, nu, vreau, vreau vreau să câștig jocul nu. Exact aceste, aceste Decizii de a cumpăra Când ești, ești deep into a game Aceste decizii foarte, foarte uh, uh, Gândite Și conștiente This will propel the industry forward These are the great ideas that Ricitello wants Mă piși pe morții lui Poți <laughs> Asta este tot ce am avut despre Unity și despre John Ricitello. Asta e numai, cum am zis, am urmărit, am privit cum se desfășoară, am văzut pe John Ricitello făcându-i pe oameni și nu m-a surprins da. absolut nimic din ce am da. auzit. Lumea a fost șocată, indignată, nu eu, eu doar îmi aminteam de acest citat din 2011 cu, bă, dacă ce-ar fi dacă lumea ar putea să plătească bani când apasă reload în Battlefield. Pe păi în cazul ăsta, Paolo, ai, ai, completă dreptate, o să închid treaba în care el și scuze, mă piș pe el. Exact la asta. Avem, da, și-a cerut scuze ulterior. Am și închis, am, nici n-am deschis știrea. Mă doare în pulă ce a zis. A postat o poză pe Twitter în care scrie foarte mult text despre cum îi pare rău și eu au comentat de sub The load Dung Eater și că a, a fost o interacțiunea mea cu acea scuză. Nici n-am citit-o, mă piș pe el. Foarte bine, bazat. Vai doamne, acești oameni de, The business people care au căpușat și au distrus uh, industria jocurilor video El e unul din ei He is one of the big ones A fost tot acest timp și nu știam de el Mor, Bun Păi în cazul ăsta uh, Cred că am terminat capitolul cu uh, această tenie umană mm -hmm. uh, Și pot să zic uh, ce face Rusia în momentul ăsta Desigur, Rusia de nu ce e alternative un... avem la Unity <laughs> no, 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 no. Rusia nu e într-un loc bun în momentul de față, știi? Da, e în Rusia <laughs> Rusia is not doing so well right now, Paul. Am auzit Și nu mă, de fel, nu mă refer, nu mă la invazia oribilă pe care o face în momentul de față în Ucraina. Mă refer în schimb la faptul că Rusia se gândește să-și facă propriul motor grafic. Pentru că deja îi e frică de, de acțiunile lui Unity și Unreal uh, Și sancțiunile economice As a whole Dar uh, le e frică că pleacă, pleacă Talentul și accesul la acest uh, talent Din țară și vor să-și facă singur un motor grafic. Literalmente asta e știrea. Doar că se gândesc să-și facă un motor grafic și am râs, am râs cu voce când am auzit chestia asta și mi s-a părut demn de menționat. They're just thinking of making their own graphics engine with blackjack and hookers. That's it. Am, am văzut și eu știrea asta. În principiu, da, vor, vor suveranitate digitală vor să aibă ceva similar cu ce are China un ecosistem al lor să nu mai depindă de nimica din afară ceea ce... Și China și China operează pe real tu? Evident, da. Da, na, zic. Uh, în principiu vor să fac acest engine și nu știu cât de bine ar putea. Să zice că faci engine-ul, da? Scrie un engine cap coadă. Dar motivul pentru care engine-uri ca Unity sau Godot sau whatever sunt foarte bune e că au o grămadă de resurse externe de suport, ai multe tutoriale, ai oameni care lucrează în ele, ai asset-uri făcute pentru ele, ai plugin uri ai tot felul de, de căcaturi și mizerii care te ajută în dezvoltare. Nu e doar engine în sine. Uite, Russia's Ministry of Digital Development a confirmat că au început, au început discuție de a face un, un motor grafic. Uh, deci, uh, it's a, it's a state-funded graphics engine. Oh, Do you know what more power to them? Cu acest motor grafic. Sunt sigur că sunt oameni în statul rus Care nu sunt lepre umane Și nu, nu mănâncă viermi Deci, you know, more power to them Dar e așa de haios că they're thinking about it Probabil că era de mult Pe, pe ordinea de zi chestia asta Și tot timpul de da lumea cu frici Acum they just took, they, they seized the opportunity Ha, ah, iată! Ne putem elibera de dependențele vestice Domnule Putin Greenlit this, please <laughs> Cool. Oh, superb. O să vedem. Da. O să... Uh, vedem ce este. Is... Adică, știi care e chestia? Pare genul de chestie care was long in the making. <laughs> E genul de chestie care, ok, mă, mă piși pe Rusia, facem faci Așa. o abstracție de, de, chestia asta. Nu e rău să, să ai mm. opțiuni alternative, e ok să ai, că uite, vezi, apare Unity, uite ce pula mea face Unity. Dar mă super îndoiesc că game development și development în general și făcutul de software e un proces colaborativ. Nu poți să-l faci într-un mod izolaționist, e imposibil. Da. Yeah. Nu, la un posibil, moment dat Rus Rusia își făcuse propriilor lor Avengers. o uh, With, uh, the Defenders with, cu ursul cu with vodka and the uh, and the uh, nume de femeie rusesc, nu mai știu. Nu știu. Katia, <laughs> The Guardians, așa The Guardians se numea. The Guardians, da. Uh, este that was a thing și uh, uh, yeah, yeah, you know, Russia is doing what Russia, Russia has done all this time. Ok, cool. Dar. Am uh... s-a întâmplat o chestie Paul foarte importantă. În Brazilia a avut loc un fel de Game Development Festival Este Brazil's International Game Festival Unde lumea venea și vorbea E un fel de GDQ, numai că mai local da. Mm -hmm. uh, și uh, Un festival sponsorizat În totalitate de uh, De Crypto Bros basically, Cu bani în Brazilia yeah. uh? Crypto Bros uh, cu tot ceea ce presupune Chestia asta, NFTs O grămadă de alte chestii E important de orice... că nu era convenție de cripto. Nu, nu, nu. Era da. convenție de game era development. Doar că era sponsorizată de niște... Crypto Bros. Da. Din Brazilia. Că a făcut și un ban bun și acum sunt mega milionar în Brazilia. O țară care are o, o discrepanță foarte mare între zoa de bogați și zoa de săraci. Famously so. Știm din documentarul Max Payne este chestia asta. este un documentar foarte bun, vă recomand. și la, această conferință, un, un, acest, un, astfel de speaker... l-a tras de sub picioare și a început transmisia live și de fapt era, și-a a, 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 a pornit slideshow-ul și din titlu pe care trebuia să-l să, să aibă, The Future of Game Design, a devenit Why NFTs are a Nightmare și a continuat timp de o oră să vorbească, ce -a de, să spună ce are de spus despre NFT-uri și sponsorii, uh, orga, organizatorii evenimentului care au primit sponsorizarea de la NFT, NFT Bros., au ținut transmisia în picioare fiind de partea omului anti NFTs în timp ce ei știau, ei știau avans. Organizatorii știau știa. de chestia asta, singur, nu știau era publicul știa. sponsorii și mai mai departe uh, Și sponsorii au încercat să taie transmisia, și organizatorii au ținut-o <laughs> în picioare până când s-a terminat. Uh, a fost minunat. Am văzut un pic din ea e în e în portugheză. I can't stand that fucking language. Uh. <laughs> Continu. Da, conta <laughs> Da, da. Asta este conferința. Uh, am văzut slideshow ul în schimb care este în engleză și într-adevăr spune destul de clar că NFTs are garbage. <laughs> în, uh, That's it. nu mi-imaginez sponsorii ăia cum stăteau în în acolo un uh, culise, strângând da. pumci din dinți, zicând urăsc ce spune omul ăsta, dar respect foarte tare că ne-a dat țeapă. <laughs> Respect the hustle o țeapă executată cu foarte mare <laughs> măestria. Aș vrea și eu să pot face la fel Țeapă recognizes sapper. <laughs> Let's go am, vreau să mă să spun o chestie pe care am auzit povestea asta inițial de la Podquisition, la da. Stephanie Sterling and Company. Uh, Mi-a plăcut foarte mult modul în care, cred că, nu știu dacă spuneau ei în sine, spunea Conrad sau era parafrazat ce spune Omul care a ținut a tocul ținut ăsta, ceva de genul că cripto sponsorizează genul ăsta de evenimente ca un mod de a cumpăra relevanță. Cumpără relevanță. Da pentru că nu sunt relevanți, pentru că ei nu pot să justifice propria existență în spațiu de gaming, așa că trebuie să o cumpere, de-aia sponsorizează, pentru că nu pot să creeze. A quick reminder, piața de NFT-uri a picat. Da. <laughs> Oamenii ăștia în continuare want to make NFTs happen, Păi să-și vândă holdingurile că momentan stau pe ele și își pierd din valoare. Dar da, mi-a plăcut foarte mult uh, modul să de pune problema. De asta sponsorizează, de asta cumpără bannere în, în mijlocul Times Square, de asta uh, își deschid restaurantul NFT care acceptă cripto și la 3 săptămâni după ce se deschide anunță că nu mai acceptă cripto. Da, da. E, yep. Asta este, asta este lumea NFT-urilor și oamenii ce o populează și... Uh, păi, poți, poți să fii un... Uh, pot să... Este social acceptabil dacă aud că you're into NFT să mă piși pe tine. No. Ok. Deci nu există... Nu există uh, un grup de oameni... Uh, statistic relevant care they're just fascinated about the, the blockchain. Sunt, da, uh, sunt oameni fascinated about the blockchain, nu blockchain nu, e statistic problema. relevant. Statistic relevant. Există un grup de oameni suficient de mare încât să, <găl> să anu. cadă pradă la pișatul meu și organ. A, nu, 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 adică lumea care e pasionată de blockchain, sunt foarte multe oameni care sunt pasionați de blockchain, dar nu suportă criptomonedele, NFT-urile și așa mai departe, le văd, sau cel puțin care văd că încarnarea curentă a criptomonedelor și modul în care sunt ele folosite și puști nu este ceva sustenabil sau ceva relevant. Bă, era o tehnologie, da. Era o tehnologie emergentă în anii 2000, da? Sau cam pe atunci a fost, nu? 2000 târziu, da două ziu, a fost o tehnologie emergentă, and it got snatched by the sleaziest of motherfuckers și ăștia au, au dus-o până astăzi, până până în uh, like, they, they went crashing down with it, mm -hmm. până la ultimul cent asta s-a întâmplat, și, și dacă mai văd pe cineva că e into NFTs mă piși pe el, și crypto, un gen la cryptocurrency, și ăla nu mi se pară un lucru sustenabil și de viitor, da asta este, whatever dar uh, da, da. Uh, They got told în Brazilia, mă bucur, mai sunt și victorii. Dar iată că de la victorie la o altă înfrângere, știi că GameStop își face marketplace de NFT-uri. GameStop a acest magazin care deja nu mai există de foarte mult timp, măcar și nu mai sunt magazine fizice GameStop, că mi se pare că s-au închis foarte mult. Cred că mai sunt. Și nu numai. Da, nu mai atâta, dar au dat afară foarte mulți oameni de curând și acum au scos magazin de NFT-uri. They're pivoting hard în online și... Băi, e ca și, mi se, mi se pare halucinant pentru că NFT-s are rug pull, așa faci bani în nft faci rug pull. Nu ne okay? pare că e rug pull, că poate funcționa și ca o schemă piramidală. Ideea e că, cum zicea Dan okay. în în Light da. Up, e un bigger fool, indiferent că vrei să să zici, a, păi, uh, nu că e Ponzi, nu că nu e Ponzi, e o piramidală. Ambele sunt a bigger fool scheme, Nu poți face jo- nu poți face bani atât ce ai investit doar, asta dacă, zic, asta doar dacă găsești un fraier și mai mare care să cumpere de la tine ce ai cumpărat tu pe bani mai mulți. Exact, NFT-ul, oricum ai lua-o, dacă faci bani în NFT-ul, you're basically doing something shady. For brevity, uh, da. Trebuie să fraiești pe ceva să cumpere ceva fără valoare. Sunt adevăr, e dezirabil să-l fraiești pe Bezos, da. nu zic nu, dar nu se întâmplă asta, o să-l o să, o să, o să fraiești pe, pe uh, publică care are bani și el și uh, vrea să investească să, să fie și el milionar că a, Asta am văzut că NFT-urile de obicei sunt prezentate ca această metodă de a te scoate din, din, da. uh, din categoria financiară. Cum pe faci milionul, gata, te scoți da. pe viață. Și uh, am... ca, ca consecință, oamenii pe care le caută sunt aia care nu au banii lui Bezos. Absolut. La fel ca schemele piramidale și toate astea mele mești din astea, da, se, se duc la oameni vulnerabili să îi fraierească și să îi facă să investească. Dar eu M-am temperat destul de tare cu privire la înțelegerea și compasiunea pe care o am față de subiect. Pentru că spațiul cripto e din ce în ce mai toxic, face da. foarte mult rău, și oamenii cărora încerci să le explici frumos de ce nu e așa, sunt foarte defensivi și foarte agresivi în răspuns când, când sunt presați pe problema asta. Așa că mi-a pierdut orice fel de compasiune când văd pe cineva, când văd pe Reddit pe cineva, vai de mine, vai de mine, am pierdut toată averea, am pierdut toate economiile, am pierdut uh, salariul lui taică meu și alocația lui bunică mea și bla bla bla. Pentru că dacă mă duc pe Reddit historiul omului respectiv, o să-l văd acum nici 3 săptămâni cum îl face pe cineva idiot sau zice un slur către cineva care i-a zis, băi, eu nu cred că cripto e ok. Deci, bă. Ca să vă imaginați un pic e ca și cum după Caritas, mm -hmm. oamenii încă apărau Caritas da. as Caritas was da, going da, exact, down. Exact, exact. Acum avem și, efectiv, cum era articolul pe Hard Drive sau pe Onion, uh, man who lost everything in crypto just wishes several thousand more people had warned him. Da, semnele au fost acum, măcar la Caritas era ceva. Like, era YouTube ceva nou, surprise. era endorsed de stat, era o grămadă de no, chestii acolo. Yes, yes. Dar asta nu, asta e efectiv. Toată lumea zice de la bun început, bă, nu e ok, nu vă băgați, bă, sunteți voi prost sunt de săraci, de pisna Și după aia se chiar întâmplă chestia și oamenii încă insistă, încă insistă. Pentru că ai un Jack Dorsey, ai un mm -hmm. uh, nu știu care, Pizda Mercy, care care vine și spune publica nft NFTs sunt good, actually. Da, și... și uh, na, GameStop, deci GameStop nu mai vinde jocuri, nu mai face nimic, s-a mutat complet pe cripto. Au și dat afară o grămadă de oameni. Da, avem o declarație la CEO-ul GameStop, Matt Furlong. Uh, As noted last week, our leadership team is committed to profitability, growing our commerce business and launching new products, including those developed by our blockchain team. Tare. Și au făcut departament de NFT. Tare. Uh, GameStop of the future has a unique opportunity to anticipate and meet the... You're not anticipating shit right now. Efectiv, v-ați băgat la finalul cursei. Pentru că atâta durează să aprobi un căcat de plan de, de, stat de business la nivel corporate. Efectiv. Bă, bă! For better or worse, EA hopped on de vreme. Mă, ei uh, nu au făcut. Mai devreme ca, ca orice alt nu. Big. Ei nu s a băgat. Big in... Scuze, Ubisoft. Ubisoft e Ubisoft. 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 Ubisoft, Ei, au fost Ubisoft. sceptici Da. Nu, Ubisoft actually hopped mm -hmm. on de vreme. <laughs> da. It failed, but they hopped on de vreme. Așa. Uh, unique opportunity to anticipate and meet uh, an expanding range of customer demands Nobody's demanding this anyway And merging interest across our stores, web properties and the virtual world no. uh, They're not anticipating shit, what, what the fuck is he talking about? What the fuck? But well, he... Mă rog, nu vreau să mă bag. E limbajul la corporate, uh, we're anticipating shifts in the marketplace, mi se rupe, e, e clar. E ca Limewire care nu mai vinde nimic, nu mai. De, nu niciun serviciu, dar au revenit cu NFT-uri. E așa, știi? Branduri care sunt scoase din mormânt, de exhumate și făcute crypto, whatever. Uh, Kodak. Kodak a anunțat Kodak Coin acum mult timp când era unul din valurile de cripto, înainte de NFT-uri și din astea, când era unul din valurile de cripto, Kodak a anunțat Kodak Coin care nici nu era un o criptomonedă, nu era nimic, era doar un token pe care îl puteai cumpăra cu bani reali și puteai cheltui pe magazinul Kodak și le-au sărit, li s-au dublat uh, valoarea pe piață instantaneu. Și a făcut corporate uh, valuta corporate ceva în genul Basically, da, de da, da, da eu și noi o, o monedă Uh, facem mai nu în primul interviu, asta o am gluma asta când în primele 100 de episoade. Care gluma? Dacă mai ții minte joc Connect. Nu, era BitConnect, Chiar dar ne... cu joc și vorbesc. Da, okay. dar ne facem, ne facem cooperativă, ne facem cooperativă, da. De programatori și oameni care știu NFT și blockchain și facem prima adevărat adevărată criptomonedă românească, Coin, făcute de cooperativa noastră Kodak Coin. Hai te M-a ținut, ținut aici, două aici minute ca să -mi fac gluma asta. <laughs> ținut -o static. M-a ținut, ținut cu ochii deschiși ca în Clockwork Orange, în timp ce priveam da. neajutorat cum zice gluma asta. <laughs> M-am dus pe, pe GameStop uh, NFTs Beta, NFT uh -huh. Beta, pe site-ul lor. Uh, și am dat scroll și uh, uh, nu numai că sunt o platformă de NFT-uri, sunt o platformă de, de blockchain video games care sunt uh, acele jang care uh, îți promit că faci bani jucând. Avem uh, Illuvium, Gods Unchained, Guilds of Guardians, Planet Quest, Ember Sword și după aia End More, dintre care văd și Habo. Ceva care se numește Crypto Assault, care este cred că ceea ce se întâmplă în momentul de față în lume. This is so bad. Și a făcut platformă de, de crypto. Da, e, cum am zis, e fascinant cum toate companiile astea, pe moarte sau moarte, revin ca magazine de NFT mult după ce au murit NFT-urile. Că atâtura da. să se aprobe o mizerie din asta. Am, uh, am, amintit mai devreme că GameStop a, a concediat o grămadă de oameni și mi-am amintit că, da. uitați să zic la segmentul cu Unity, că și Unity a dat afară luna trecută cam 200 de oameni. Ca să make line go up. Da, și să cumpere malware-ul Iron Source. Tare. Vreți bullshit mai zici ceva despre linii care merg în sus? Zim de linii care merg în sus, te rog Ah, fac, nu, stai, linia asta merge în jos um... Oh, nu! Ac... Tipică, tipică, linii Acțiunile CD Project Red sunt la un sfert din valoarea pe care o aveau înainte să apară Cyberpunk 2077 Mi-ai zis știrea asta, nu mi-ai detalii, te rog frumos, Paul, dăm detalii Detaliile nu sunt cine știe ce. În, înainte de lansarea Cyberpunk 2077, în săptămânile de dinainte, acțiunile CD Projekt Red erau 400 de zloți. Zlotul cam la paritate cu leu, deci 400 și un pic de lei uh, o acțiune. Okay. La 6 zile înainte de lansarea jocului. Și după aceea, în primele câteva luni ale lui 2021, adică după lansarea lui Cyberpunk, au scăzut la jumătate. Și după aceea au mai scăzut încă jumătate, deci sunt la un sfert Am din, din ce erau. Deci au, au picat ușor-ușor până au ajuns în da. punctul ăsta, am înțeles. Cred că ceva, au făcut ceva. Nu, nu, făcut nu ceva. E, doar, e vorba doar de cum, cum s-a... Ce efect, ce impact a avut de fapt Cyberpunk 2077 acum? Eu sunt curios da. și voi verifica la hmm. CD Project Red stock dacă crescuseră a scuțit fix înainte de lansare. Ah, iată! Ia să vedem, în 2020... Ia În 2000... 19 nu e așa de gravă situația, uite, în 2018 erau, 100, erau la 108 zlot și acum sunt la 93. 2018 este după ce s-a încheiat tot cu Witcher 3 și cu astea. Au, cre au tot crescut din 2019 până la finalul 2020, au tot crescut, cei drept, dar erau totuși uh... Vreau a dat Paul dacă dacă îmi permite, fără să fac uh, slot shaming. <laughs> uh, vreau vreau să să zic Muia. doar că Bine, Ata, good for them. Ce să zic. Cu un, an... -a trebuit. Cu un an înainte, erau doar la 200 de zloți. Deci, au crescut foarte mult din cauza hype-ului pentru uh, cyberpunk și au picat, ne a, -a scuțit foarte mm. tare și abrupt în 2020, mm. și după aceea, din nou gradual până acum. Iată. E interesant, pentru că Cyberpunk s-a vândut. De vândut s-a vândut. Da. Dar reputația, da. și pe reputație contează valoarea pe, pe piață, nu pe rezultate financiare. Um, nu prea, nu prea a contat. Literalmente alchimie. Da, e, e, da este, este, literalmente alchimie. Nu funcționează adică, după a... niciun fel de principiu logic sau material. Vai doamne, mă, mă gândesc acum un, un, univers Warhammer, da, mm -hmm. unde încă e de stock market și fiecare companie are șamanul de stock market care, care prezice vânturile marketului. The winds are moving, my liege. <laughs> the market winds. <laughs> anyway. Oricum, mi se pare mi se pare interesant, vă zic jenant, nu e jenant, nu este jenant. E interesant. E interesant, E, da, e interesant cum funcționează chestia asta că efectiv este. Au vândut, jocul s-a vândut de bine de rău, dar da. cu toate astea sunt la efectiv au au șters din istorie 5 ani de creștere financiară. Da. Sunt unde erau în 2017 ca valoare. Pentru că au overhypuit uh -huh. și au primit un backlash. Wow, e ca și cum e o lecție undeva aici. Hey. Bun, Edgar, permitem te rog Te rog frumos, Te rog, Paul. Permite să povestesc o chestie. Sunt pasionat de ce urmează să-mi spui Vreau să vorbim, vorbim despre Și dacă mai faci gluma pe care ai făcut-o când îți ziceam ce vreau să zic Te obliterez. Despre maiestatea spațiului cosmic Nu, nu este la din camatari. Dar nu era o glumă, era Efectiv, da. credeam că te referi la Katamari, ca nu camatari. Știu Kamatari sunt aceia care stau pe Kamatari pe Damaci Da, clanul Damaci Clanul <laughs> <Damaci. laughs> Despre maestatea spațiului cosmic, despre grandiozitatea infinitului da, da. spațiului cosmic. Acum am picat fisa, ce ce vrei tu de fapt să spui, te-a frumos continuă. Poate ați urmărit. Eu mi-am exprimat la un moment dat dezamăgirea în, cred că la unul din Dark Souls-uri, despre cum am ratat o poză cu o gaură neagră făcută recent, pentru că eram ocupat să urmăresc pe Elon Musk și pe, uh, și pe Jordan Peterson și Pizda De, ce nu stai, nu stai pe site-urile corecte dacă stoc de găuri? Am, Ce scuze? Dar ultimele, ultimele știri de, despre astronomie, n-am putut să le ratez, a vorbit tot internetul despre ele, sunt convins că ați văzut da. pozele de rezoluție enormă, incredibilă, cu un punct din cerul nostru, care ne arată cum arătau un cluster de galaxii acum 100 de milioane de ani, galaxii nebuloase. 100 de milioane de ani, miliarde de ani, e o galaxie care e un punct roșu, da. care este veche, de 13,1 miliarde de ani, Ia. care este efectiv la formarea universului. Este, este de trei ori mai veche decât Soarele nostru. Da. Și m-am uitat la pozele alea, mi-au plăcut acele poze. E un da, telescop, se numește The James Webb Telescope, care are o intensitate foarte mare vizuală. Pozele pe care le face într-adevăr sunt niște poze gri, sunt digital enhanced, să fie mai colorate, mai reprezentative. Nu, nu sunt neapărat gri. Sunt gri în sensul că așa funcționează spectru da, infraroșu, they're yeah. not colors on the spectrum, exact, da, <laughs> dar se face un efort de a încerca să reproducă da. cum ar arăta în... Uh... Două chestii în mod special uh -huh. face James webb are, are The Near Infrared, care este începutul uh, bandei infraroșii de pe spectru infraroșu uh, și uh, The Mid Infrared, aceste la mai, uh... două seturi de poze... Nu, uh, nu, nu Ăla un pic mai adânc Spre infrared Midul Că e, e banda de infraroșu Aia mai aproape De spectru vizibil Este de near infrared Aia de la mijloc Este de mid infrared Da? Și aia ultima Acolo e de I guess the deep infrared Dar whatever Nu, nu la aia ne uităm uh, Mid și near infrared Sunt pozele făcute acum Care au fost uh, Compozite Ce vezi tu acolo e un compozit Între near și mid infrared mm. Și colorizate Evident în pula da. mea care le colorizează Pentru că apar pe net Lumea se uită la ele It's just a beautiful thing To be Așa, dar nu despre asta vreau să vorbesc, ci vreau da. să vorbesc despre cum aceast, acest miracol al tehnologiei și ingeniozității umane uh -huh. are un hard disk pe care nu încape Call of Duty Warzone. excuse mă <laughs> Hard discul pe care îl are The James da. Webb Telescope are o capacitate de 68 GB. Incredibil! Nu pe lossless sound și texturi 4K pe el. Edgar, îmi permit să-ți citesc o scurtă listă a jocurilor care nu ar încăpea pe harddiscul telescopului care a pozat galaxii de la 13 miliarde de ani lumină? Da, te rog. Ark Survival Evolved cu toate DLC-urile. 275 de GB. Ah, eu zic că e un câștig dacă nu încape. Call ea. of Duty Modern Warfare. 231 <laughs> de GB. că un câștig. Quantum Break. <laughs> 178 GB Oh nu Dar are pe actorul cunoscut Lance Reddick Destiny 2 Keep Și Call of Duty Black Ops Cold War 165 GB E foarte mic Hard disk Când a fost făcut? Când se pare că este James Lansat web? De mult De tot în, în general Dacă auziți chestii Care, care Nu știu ultim, Ultima sondă Da Ultimul 2021 Serios a, dacă e aproape de pământ Putea de să puneți Să se de mai mare pe ea. Uite, de putea exemplu, roboțelul de pe Marte, care acum își da. face poze, ăla e tehnologie destul de veche, a fost lansat în cât? în 2010, da, e ceva de, de genul de mult. Că durează mult timp misiunea da. până pe, pe Marte Red Dead Redemption 2, Final Fantasy pe Hitman 2, oh. Tom Clancy's oh. Rainbow Six Siege, Microsoft Flight, Flight Simulator, in... Halo, The Master wow. Chief Collection Wow, să si acolo bune care au un acolo. Eu vor War 4, Borderlands 3, Black Ops 3, The Division 2, Ark Survival oh. Evolved, fără dlc uri. Ha ha Assassin's Chestii pe care mi le-aș băga în telescopul web Assassin's Creed Odyssey Dirt Rally 2 Call of Duty Infinite Warfare Forza Horizon Mai. 4 The Elder Scrolls Online Middle Earth Shadow of War Call of Duty Warzone Vermintide 2 Destiny 2 GTA 5 Battlefield 5 Gears 5 Baldur's Gate 3 Deus Ex <laughs> Mankind Divided Forza Horizon 4 Metro Exodus dar... Mai ai mai zis Forza Horizon. 4, Forza Horizon 4. A, sunt două, sunt două versiuni Zahraizen". aparent. What the fuck, ok. E Forza Horizon și Forza Horizon 4, dar și 3 și 2? Nu, nu e doar Anyway, dar vei fi fericit să afli că jocuri care încap pe acest uh, telescop da. sunt World of Warcraft, Death Stranding, wow. Uncharted 4, wow. uh, Destiny 1, uh. Mafia 3, uh. Wolfenstein The New Order mm. și Witcher 3 Wild Hunt, ceea ce... Ai timp să joci în spațiu, poți să joci Witcher da. Wild Hunt, cinstit. Ești ăla care călărește G uh, James Webb-ul și stai acolo și bagi un Witcher 3 Eu zic că se, -se poate mai rău în spațiu cosmic uh, You could do a lot worse Bine, tehnic, orice joc de DOS ar putea bă fi băgat acolo like, Ai putea juca și ele de orice Final Fantasy vechi de sute de ore <laughs> Obiecte <laughs> man, pe care mi le-am băgat în DOS <laughs> Warcraft 1 <laughs> Amazing <laughs> minunat, nu că nu am să că te reduci în direcția asta cu, cu acest segment. Nu aveai cum, să, cum să, te, să te aștepți. Mi-ai făcut rug pull, ai putea spune. Mi-ai -mi făcut, mi -ai, mi -ai luat covorul de sub picioare și mi-ai tântit această știre. Minunat, Paul! Păi noi, noi cred că avem mai un sistem mai bun decât telescopul James Webb și noi ne jucăm chestii care încap pe sistemele noastre mari. Desigur, nu de exemplu exemplu, trebuie să dezinstalez de chestii de pe telescopul web ca să pot să mi instalez Jedi în Order pe care îl voi juca în continuare joi și vineri. Cred că vor fi ultimele sesiuni pe care le voi juca live pe Twitch, după care o să o să-l termin în weekend și vorbim să viitoare despre el. Bagi un termin în weekend și gata. Exact. Foarte bine. Eu nu voi juca uh, Fallen Order săptămâna asta. Uh, oddly enough, nu mi-ai dat chef de Fallen Order. <laughs> nu e vina ta, e vina jocului. <laughs> tu te joci bine, Chistit. Fallen Order. Uh, dar uh, eu mă voi juca uh, Titanfall. M-am jucat deja Titanfall uh, și uh, asta seară miercuri pe Twitch, dacă cumva ești curios, să tot eu joc și eu nu știu ce o să joc, deci uh, surprise! tare mai avem? Mă, unde ne găsește lumea, în general? Bă, cred că înainte de asta o să povestesc cum... Uh, ne jucăm și Dark Souls și vedeți Dark Souls pe canalul ah. de YouTube. Și aia. Și... În rest, mai departe, ne găsiți acolo. Ne găsiți pe Twitch la Joc și Vorbe, pe YouTube la Joc și Vorbe 1416 și Joc și Vorbe Bits. Ne găsiți pe iTunes, Spotify și SoundCloud cu podcastul ăsta la Ol Vorbe, Facebook, Instagram, Discord. Găsiți toate linkurile astea și mai multe în descrierea acestui video sau audio, indiferent ne ascultați sau ne urmăriți. Ne puteți da bani pe Kofi, pe Patreon, pe stream noastre live. La fel, link sunt în comentarii și vă mulțumim pentru generozitate. Minunat, acum că am terminat absolut și am pot să mă reîntorc la trilogia Hitman să, să asasinez chestii. Tare. Îmi pun costumul pe mine. Te îmbraci în, în bucătar, tai peștele fugu și îl pui pe, pe, farfuria de sushi. Nu să fac gluma. Ciao. Bye.